Salutare, prieteni! În episodul de astăzi am să vă învăț o șmecherie cum puteți să vă răciți băutura, apa, sucul, energizantul, berea. Dacă aveți un Logan și are aer condiționat. Știți că Loganul nu are torpedou refrigerat, adică nu bagă aer rece în torpedou ca să vă răcească băutura. Dar există o modalitate cum puteți să vă răciți băutura. Și anume, trebuie să scoateți gura de aerisire, deci efectiv trageți și a scos afară, după care băgați băutura la rece și dați drumul la aceu pe ventilație la gurile de aerisire, nu la picioare, nu la geam, doar pe gurile de aerisire și să știți că se va răci apa, băutura pe care o aveți în mașină, dar atenție, să fie mică, să nu fie bidon de 2 litri. Atât puteți să încălziți, cât și puteți să răciți, dacă aveți aer condiționat. Pe timp de iarnă, dacă lăsați un energizant sau o cola în mașină, și îngheață peste noapte, la fel, scoateți gura de aerisire, dați pe ventilație cald și lăsați-o aici. Și în 10-15 minute, cam așa, 10-15-20 de minute maxim, apa se va răci sau se va încălzi, după cum vreți voi. Este o idee bună, mai ales atunci când plecați la drum și aveți băutură cu voi. Să știți că oricât ați avea aerul condiționat, dar drumul tot se încălzește. Dar dacă o puneți în această gură de aerisire și dați drumul la aer condiționat, se va răci și chiar își va păstra răcirea. Oameni buni, cam asta a fost. Sper că v-am fost de folos și v-ați făcut și voi o mică idee cam cum ați putea să vă răciți o băutură în mașină, în Logan. În principiu, despre Logan este vorba. Și să spuneți voi că Loganul nu e bun. Loganul e bun la toate. Cam asta a fost. Ne auzim la următorul tutorial. Deja e rece.